Bună, dragilor, astăzi am oprit să iau câteva medicamente. S-a obosit de asta, nu am vlagă, pentru că Mihai încă e răcit. Toți trei avem o stare mai ciudățică, eu una cel puțin amețesc. Pentru noi, pentru adulți, am două cutii de vitamina C și D. Da, mămicu, stai că-ți dă mami și ții ceva, uite. Pentru imunitate și lipsa de soare, pentru că da, suntem mai amețiți, mai aerieni uneori. Eu am luat și lui Cristian la fel, vitamina A, C și D, a lui sirop, astea sunt pastile pentru adulți, pentru el e sirop, trebuie să citesc totul, are indicația ei să văd cum trebuie să-i dau, cât trebuie să-i dau. Am luat aici niște plicuri de răceală cu lămâie, dintre ăsta mai puternic, are 5 în cutie, i-am făcut deja la Mihai și am dat la pachet într-un termos să aibă la muncă. Ia să-l iau din mâinile lui Cristian. Mai am aici paracetamol. Eu nu iau paracetamol când zăcit Mihai ia. Eu nu știu, am așa o chestie cu paracetamol, cu aspirina. Înainte luam aspirinii cam din orice, acum nu știu de ce, dar pur și simplu nu-mi levit eu. Și am mai luat o cutie de 5 plicuri de astea pentru răceală. Astea sunt mai slăbuți, astea sunt normale, practic, celălalt e strong. Și niște strepsils cu mier de albeni și lămâie. N-am găsit holes. Deja și-au luat Mihai 4 la el. Eu de obicei folosesc holes-ul, chiar mă ajută foarte mult ăla. Ăsta foloseam mai de mult, dar nu mai știu cum, care treaba cu el. Iar astăzi am fost și am dus înapoi la Primark, totuși e lui Cristian, aia care erau micuți. În vlogul de săptămâna trecută v-am arătat că am făcut câteva cumpărături la Primark și luasem două pe totuși. Unul exact ca ăștia la model, doar că erau mărimea 7. Astăzi am luat mărimea 9. Invers, deja am luat de repital. Ăștia e smart, dar fiind bareta asta cu Sky până sus, nu i-a aruncat din picioare încă și o să-i vină și mai încolo. Așa, mai luat astăzi un deodorant. Ce mi-apare și TikTok, în fine. Un deodorant black and white. Și am mai făcut, bineînțeles, alte cumpărături la Primark. Mi-a luat lui Mihai un tricou, mărimea el. Nici nu o să le așez să vadă, că am o lumină super urâtă. Erau tot felul de chestii la reduceri, la femei, la bărbați, la copii, dar nu am găsit nimic să-mi placă. Sau erau chestii, da, iubitule, sau mai erau chestii care nu erau folositoare, pur și simplu. Nu sunt program să ne le luăm și nu am luat. În schimb, ne-am luat Mihai un tricou, pentru că i-a mai aruncat o din tricouri și am zis hai să-i mai și iau la loc. Ăsta, preț întreg, spune că era 7, ăla cu 4 lire, mărimea el. Și aici am mai luat o preche de blugi, tot pentru Mihai, însă nu îi plac. Tricoul îi vine foarte bine, îi place. Blugii nu-i plac. A zis că sunt scorțoși, că nu simt confortabil în ei. Ei sunt drăguți, mie îmi plac. Așa, erau 18 lire, i-am dat 10. O să îi returnez, pentru că nu. Dacă nu-i plac și nu simt confortabil în ei, nici nu are o să-i ținem. Îi ținem în dulap și nu o să-i poarte. Dar mai azi din start, 2 înapoi. Și mai am aici câteva chestii pentru mine. O să pun geanta. Așa, o pereche de blugi, pentru că data trecută când am fost, o pereche de blugi am pierdut-o prin magazin, cel mai probabil, că nu am mai ajuns cu ea la casa de marcat. O pereche de blugi destul de simpluți, îmi plac la culoare, bineînțeles, în realitate altă culoare decât pe telefon, e o culoare mai, cum să zic, mai murdară, așa, mai
sprijgărit, așa, nu știu cum să zic, mai uzat. În fine, aici se vede un albastru destul de luminat. În realitate nu e așa. Mărimea 12 pe UK, pe Europa cât vine? Mărimea pe Europa 40. Îs elastici, dar mi se par micuți pentru mărimea 40, chiar mi se par micuți. Când spun 40, deja mă gândesc la un el. Ăștia arată cam din iem. Nu știu ce să zic. Mă uit acum pe telefon și parcă se văd mai las. Da, nu știu. Mie așa mi se par în realitate mai micuți decât scrie ei. Ia să văd unele. Pun. Aici mi-a luat și mie ceva la reducere, la promoție, la nu știu cum să zic. Cu Guns N' Roses. Îmi place foarte mult emblema lor. Nu i-am ascultat eu la viața mea prea mult, dar îmi plac hainele cu ăștia. De la 10 lire am luat tricoul ăsta la 5 lire. Îi în mărimea XS. Am luat mărimea cea mai mică pe care am găsit-o pentru că sunt destul de mari. Mamă, ce-a făcut Cristian? Vai de capul meu, nu vine să cred. Ta-da, măi, auzi, la fix a zis ăla din desene, ta-da. Ce credeți voi că face Cristian? Noi tocmai ce am stat la masă, am mâncat pui cu legume. Și am lăsat caserola pe masă cu mâncarea care a mai rămas. Și unde e mâncarea acum? Pe jos. A furat Cristian caserola și s-a apucat de mâncat. Unde pleci, măi, gândacule? Oh, ia uitați-vă și faci. Nu cred. Opresc filmarea să curăț. Și continui după. Da, am revenit. Să vă mai arăt ce am luat. Aici eu... Asta de la Toto și lui Cristian. 3 lire de la 5. Am găsit tot la reducere. Am mai luat pentru mine două perechi de ciorapi. Tot la reducere, pentru că asta lăcrămioara. Când are ocazia să și timp necesar pentru a ieși la cumpărături, lăcrămioara vânează reduceri. Și dacă sunt chestii care le folosesc, de care am nevoie, chiar le iau. În rest, erau foarte multe chestii la reducere. Cel puțin la femeie, foarte, foarte multe, dar nu iau pentru că știu că nu le folosesc. Încerc să cumpăr ce cred că mi-ar place, ce cred că mi s-ar potrivi. Ciorap niciodată nu am suficient. Ba de sperecheați, ba... În fine. Și am ia la două perechi ciorapi. Opsi. Mai e ceva aici, da, mai e bonul. Aici sacoșă. Nu vrea să stea sacoșă. Aici am mai luat un plover cu năsturei în față. Îs pe bunii. Am văzut culoarea. Și culoarea asta îi place foarte mult mama. Și ăsta e la una lui mama. Și ce credeți? Când am ajuns... Ia, stați să vă arăt și mânica. Are niște năsturași un pic despicată. Năsturași în față. Când am ajuns la standul cu bluzițele astea, hop, țop, vezi și la asta reducere. Unde? A, asta n-are etichetă. Pentru că mai erau mărimi. Era foarte multe mărimea S. Cu etichetă. Asta era singura mărimea M. Și n-are etichetă. Cristian mi-a închis ușa mami. Hei, las ușa deschisă să te pot vedea. Râzi la mine. Și mi-a pus-o la casă cu o liră. Pentru că, nu știu, așa a decis femeia. I-am zis, celelalte bluzițe care erau mărimea ei, avea etichetă cu 3 lire la reducere. I-am spus chestia asta, însă ea s-a uitat bine la bluziță și a văzut la un moment dat aici o mică zgancă, nu știu cum să-i spun. Nu e gaură. E doar un fir tras, deci pe partea asta n-are gaură sau ceva. Într-adevăr este un fir un pic tras. Cred că aici a fost eticheta și cum s-o rupt, na. Un pic pe interior a ieșit un ochișor dintre ăsta din textură. Trebuie tras la loc, măcar pe spate. No, și ea de ce să pun asta la prețul de o liră? M-am zis ok, nu-i cu supărare, eu mă bucur. Aici mai am o sacoșă.
Dar nu știu cum să o pun, că tot îmi cade. Așa, aici mi-am luat o pereche de pantalonași scurs pentru mine, pentru vară, de stat prin casă, că pe stradă nu este așa. Mărimea M, roz. În realitate e un roz mai închis, mult mai închis decât pe telefon. Ăștia au costat 2,50 lire, așa scrie aici 2,50 lire, dar de fapt au costat 2,30 lire. Erau la stand, scrie acolo promoții, ca să nu schimbi prețul pe fiecare etichetă în parte, pentru că erau foarte multe perechi de pantaloni, au pus prețul scăzut undeva sus acolo în afiș. Apoi am mai luat o pereche pe albastru, în realitate este albastru mai pal, pe telefon se vede albastru aprins, tot mărimea e, tot scurt, ăștia au fost tot 2,30 lire, dar nu, așa a rămas prețul aici. Și trebuie să mai fiu o pereche, o să vă arăt când o găsesc pe aia. Aici mi-am luat o pereche de pantaloni de vară, cu floricele negri, dintre aia largi, răcoroși, nu știu cum să vă zic, super drăguți. Trebuie să-i probez, în schimb, nu știu dacă mă avantajează lungimea lor. Da, iubitule. Ce-ai văzut acolo? Ai văzut ce avea acolo. N-am găsit mărimea 10 și mărimea mea, dar am luat 12. Am zis, ei, abia mă simt mai confortabil la burtă, nu mă strânge, nu sper să mi se potrivească. Na, cam așa arată. Ei, ăștia au fost unii eticheta. Mărimea 12, 8 lire. Materialul foarte ok, nu-i transparent, asta mi-a plăcut. Ia să-i pun și pe acolo. Apoi am mai luat o bluză. Tot la reducere. Da, bluza asta, nu știu ce să zic despre ea, așa că nu o văd, nu mă încântă, nu nimica. În schimb, când o să o pun pe mine, o să-mi dau seama. Eu am mai avut o bluză similară și la culoare și la material era la fel. Și la croial era similară și mi-a plăcut foarte mult și am zis ok, e la reducere, hai să o iau, o probez acasă și văd dacă mi se așează, dacă nu, înapoi cu ea. Mami, da, da, mămicu, mami, ce nu a plecat nicăieri, mămicu. El vine să mă verifice, să văd dacă m-am plecat undeva sau cu toate, mă unic vorbesc, dar nu știu. Cam așa e ea la croial în față, în spate are partea asta reglabilă cu elastic și aici în talie elastic. Na. Aici arată mărimea 8, adică 36 pe Europa, preț întreg 11 lire. La un moment dat a fost 6 lire redus și apoi eu am luat-o cu 3 lire. Așa, altceva, ce-am mai luat? Da, iubiri? S-a terminat desenele. Aici încă o bluziță. Asta e foarte transparentă, la fel, urmează să o provezi, dacă nu-mi place înapoi cu ea, nu cred că se vede mare lucru. Așa, e o bluziță cămășuță, practic, vaporoasă, elastică la mână, la mânică, mânică lungă, are aici o despicătură, asta e partea din spate, cu un năsturaș, mărimea 12, 40 pe Europa. Of, asta era preț întreg 11 lire. Nu mai știu cât am dat pe ea la preț redus. Pentru că când are preț redus pe ea, dar știu cum am uitat în momentul în care a scanat-o și da, avea preț redus în sistem. Are guler între ăsta rotund. Nu mai știu cât am dat, chiar nu știu. O să probez la fel. Dacă îmi place, rămâne, dacă nu, nu. Apoi, Cristian s-a agățat de pături ca să ridice fundul lui greoi. Apoi, am mai luat aici un pullover pentru mine. Ăsta nu l-am văzut acum două zile, dar astăzi l-am văzut. Era pus în locul pulloverul care l-am luat data trecută. Am era acolo la vișiniu cu glugă. Deci un material atât de pufos și ăsta. Doamne, Cristi, te bagi în mâinile mele și îmi miști telefonul. Deci, îi foarte moale materialul. Am găsit-o doar în mărimea 2XS, dar e destul de elastic materialul și cu siguranță se va așeza ok pe mine.
Asta era 10 lire preț întreg, eu am luat-o cu 5 lire. Of, când mă gândesc 5 lire, cât vin 5 lire dacă eu am, cred că e 6 lei în cap lira acum. 6 ori 5, 30, ar veni 30 de lei un pullover care e bestial la material și la model e foarte frumos, clasic. Aici mi-am găsit un tricou negru simplu pentru muncă. În final mi-am găsit tricou pentru muncă negru simplu. Am tricouri pentru muncă, dar am nevoie și de o rezervă. Și mi-am găsit unul într-un final. Este în mărimea 2XS, 46PK, 4/6. Da, nu se vede niciodată, la mine nu se focusează. Focusează camera. Nu știu exact cum e corect, dar fine. 32-34 pi Europa. Pentru că erau mărimi destul de mari, el are croiala mare, na. Și am ales mărimi mică. Aici am luat un fond de ten. Nu știu cum o să fie, o să fie bun, nu o să fie bun. Spune că are acoperiri medii, nu-mi place să aibă acoperiri foarte mari, dar nici deloc. Asta a costat 2,50 lire. E prima oară când încerc de la Primark, e prima oară când încerc un fond de ten atât de ieftin, m-am zis ok, dă să-l încerc, să văd dacă e cremos. În schimb, am încercat acolo în magazin, pe mână, nu mai miroase acum, deci mirosea foarte, foarte plăcut. Ceva gen vanilie, of, și l-am luat, nu știu cât o să fie de bun, dar o să văd. Și am găsit 3 perechi de pantaloni scurți, aștia sunt negri, tot mărimea e. Și aștia au costat tot 2,30 lire. Iar aici mai am un hanorac, ca cel de data trecută. Exact aceeași culoare, doar cu o mărime mai mare. Același material, mega pufos, călduros, mișto la atingere, mărimea yes, la fel, de la 10 lire la 3 lire, cu glugă, cu șnur aici. Asta l-am luat pentru mama. Pentru că abia în momentul în care am ajuns acasă și le-am probat, mi-am dat seama, mă, dar eu de ce nu i-am luat și la mama o bluză dintre asta, că știu sigur că mai era o mărime mai mare. Pentru că ea tot lucrează afară în curte și frig și ăsta e material foarte pufos și lipicios și călduros și am zis, băi, dar bleaga, am fost eu că nu i-am luat și la mama unul. Și uite că am avut noroc și am găsit și ei astăzi, nu s-a dat, pentru că erau 2-3 din mărimea S și 2-3 din mărimea XS. Și uite că i-am găsit. Iar aici am niște bonuri, ia să vedem. 2,50 lire bonul de la fondul de ten, că l-am plătit separat, l-am luat după ce am plătit deja toate hainele. Și aici am bonul de la toate hăinuțile. Ia să văd dacă se vede ceva și la voi. Am dat 68 de lire și 10 pi. Și practic o să iau înapoi 10 lire pentru... Hello, faci călăgii, mami. Cristiana iarăși e murdar de mâncare, ca de obicei, după ce mănâncă în fiecare zi, după fiecare masă, el se murdărește. Da, ziceam de 10 lire pe blugi lumii, hai, pentru că nu-i vrea, categoric nu îi plac. Și o să-i returnez. Uitați ce am eu aici care înflorește. Hei, salut, micuțo! Abia aștept să văd înflorit. Bine, o să iasă treptat, sigur. Că nu sunt toate cu floricele, cu păbucei. Ia uitați, soare. Nu veni să cred. Sper să rămână soare până ajung la muncă. După poate să plouă cât vrea, dar până atunci vreau soare să-l văd și eu pe stradă. Thank you.
De ce faci, mămică, acolo? Numai ce am făcut băia lui Cristian și a găsit culorile în cameră. Și culorile astea le-am cumpărat ieri. Unde le-am pus, că nu le văd. Astea le-am cumpărat ieri și sunt culori cerate. Și am dat să coloreze, pentru că îi dau să coloreze doar în scaunul lui, să nu aibă acces la pereți. Nu, mami, gata, ai una, te joci și cu aia și apoi... Și apoi îți mai dăm, mami, alta. Când o să termin pasta, o să o ronță ce o să faci tu, o să-ți dea mami alte, da? Că mai bag în guriță uneori. Și acum i-am dat să coloreze aici pe scaunul lui, să nu ajungă la pereți. Are și părul un pica. Da, se usucă el, mami. Nu-ți găsești locul? Hai, stai, hopa. Stai, hopa, mami. Wow, de casă. Ui, ce bine arată pâinea. Stai, micuții. Ia uite-mi ce mare și frumos e. Vezi cum ai cineva în spate? Lasă să treacă. Ai și tort. Este. Ah, era pe la mijloc, eu n-am văzut-o. Deci pește cât vezi cu ochii, eu am nebunit cât pește au ăștia aici, diferite chestii, diferite nații, specii, scoici, mai mult ca oriunde unde am mai fost. Ia uitați, fazan cu penii cu tot, de vânzare. Dar n-are gâtul ca la România tăiat. Dar nu, că se încurcă cu un jorul de aia. Doamne. Cristianu, ți-ți place mamă în piață? Nu. Nu zice nimic el. Da, și avem o parte din târg, din piață ce-o fi ăsta și tip bazar. Măi, cred că e mai frumos ca în piața de la Tecuci, nu știu. Rochiții de noapte. Tu ce mă, Doamne iartă-mă, nu-mi trăimei ca podeala în viață. Da, e sexoasă, rău. A, pe aici sunt oameni la masă, nu mă duc pe acolo. Noi astăzi am ales să mâncăm mâncare africană.
vită, nu, asta coadă e... De, asta e coadă de vită. Cu orez. Și acolo orez cu oaie și... Cum se cheamă țelul, nu? Da, țelul. E foarte bună. Și aici am avut un pic de pui care a mâncat Cristian. Nu prea era condimentată, deci e mega gustoasă mâncarea africană, nu îți cred. Și Cristian mănâncă pui acolo. Abia s-a trezit și un pic mofturos. Ne-am oprit la alte să facem niște cumpărături. Luăm una alta pentru acasă. Ciulț, uite el așa în gol, e cam somnorici. Ce-mi dai de ce? Ia, mami, hai să vedem ce ai luat. Ce ești tu? Ce ți-a luat tati? Hai să vedem. Ia! Ia, ți-a luat tati carduri, mami, cu albinuții, cu animăluții. 54 de carduri. Stai, desfacem, mami, imediat puiuțul. Stai, ia, dar hai aici pe canapea, puiul. Hai pe canapea, puiul. Ia să faci pe toate. Oi, nu ți-am cumpărături. Nu mai ce-am intrat pe ușă. Oh, ia să vedem ce a luat Mihailu Cristian. Mi-a luat carduri cu forme și culori. Da, tati. I-a luat carduri cu animăluții și denumirea lor. Apoi mai are aici o carte cu First of 100 words, primele 100 de cuvinte. Și așa arată cartea, o să trebuiască să începem să facem exerciții împreună, mami. Ia, și aici mai avem carduri cu tot așa animale și denumirea lor. Animale, păsări, insecte. Ia să vedem, mami. Uite, alfabetul, mami. Ia, stai și fel să joacă el. Da, dacă le lăsăm pe mâna lui, o să-l fac praf, trebuie să avem grijă de el și să-l învățăm să fie un pic disciplinat și să ne punem cu el pe învățat cum trebuie, până acum nu prea a vrut. Dar de acum nu prea mai are încotro. Aici l-am pe Cristian care desenează, colorează, pardon. Azi am fost la o piață din Bolton, la Bolton Market sau ceva din genul, și am luat câteva lucruri de acolo și vreau să vă arăt și vouă. Mihai a luat pește macro. S-a pus să-l curețim. Câți au fost atât? 4 la 5 lire? 4 pești macro la 5 lire. După aia am luat aici căpșuni la 1 lire și 50 caserola. Aici am un picior de porc, nu are gramaj sau ceva, asta a fost o liră, este o piață foarte ieftină, o piață în post, cumperi cantități foarte mari și au prețuri foarte bune la unele lucruri, de fapt, în principiu are prețuri bune. Aici un pachet de oase de miel sau oaie, nu contează miel, oaie, nu contează, nu au prea mult carne, dar le-am luat pentru o ciorbă sau nu știu, pentru o tocană să dea gust. Mă iau și aici oase. Asta a costat 2 lire, pachetul ăsta. Iar aici mai am câteva chestii. Ia să am grijă. Aici am niște mazăre verde.
dulci, între asta bea și să mănânc. Eu mănânc așa, verde, când este ea, mănânc doar boabele. Asta a fost scumpișoar. La supermarket asta ar fi undeva la 1,50 lire și ceva. Mi-am dat 2,50 lire, dar n-am știut că a apărut deja așa în supermarket. Hei, asta e de colorat, mami. Asta nu e de mâncat, mami, e de colorat. Așa, bravo. Trebuie să apăși mai tare. Iată, felul roade. Apoi, am mai luat aici 5 chiersici la 1 liră. Ardei capia 1, 2, 3, 4, 5. Sunt mari, tot la 1 liră. Sper să fie dulci, că noi nu îi punem neapărat în mâncare, mai mâncăm și așa, proaspeți. Și apoi am mai luat o pungă mare de banane, tot la 1 liră. Și asta e tot de la piață? Da. A, bă, nu mai avem mere. Banane. Sunt curioasă câte banane sunt, dar Mihai când le-a luat în mână a zis că e, cred că ai vreo 2 kg de banane aici la 1 liră. Și ne-am luat mai verzi ca să țină mai mult. Și 2, 4, 6, 8, 9 mere. Merele a fost tot 1 liră, tata? Merele a fost 1 liră? Merele, da. Da, 9 mere la 1 liră. Da, hai să ștem asta. Ui, 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 ui. Tata, e bună? E dulce? Și am luat astea de la Aldi. Și am luat aici, iarăși 2 pungi cu de chipsuri, de biluțe între astea cu brânză. Am mai luat dintre astea, am făcut mult arbitrat. Foarte mult. Dar filmezi... Ah, mă scuze, credeam că pungi cu cadouri. Ah, nu pungile cu cadouri, Brin. Așa, ai niște pâinici, ceva cu ciocolățică, un bucățele mici ciocolată. Împachetat individual, nu e bun pentru Cristian, că nu vrea să mănânce mâncare. Aici, o pungă de baghete. Încă o pungă. Așa, un pachet de lipii albi. Astea parcă sunt mai mici ca de obicei, ca mi se pare mie. 2 cofragi cu 15 euro fiecare. Și aici o ciocolată cu chili, dark chocolate. Ha! Eu am zis că tu ai glumit atunci când ai zis că ai luat. Bele. E interesant ce am ales și dacă erai... Nu știu ce să zic dacă o să fie interesant, mai ales că ciocolata neagră, mie nu-mi place ciocolata neagră. Ce zic, ciocolata mare și... 2 cutii de zaharină. O cremă de brânză. Încă o cremă de brânză. 2 pateuri. O conservă de mazăre. O esență de vanilie. Kiwi. Am luat azi de-a fructe, tati. Am luat azi de-a fructe. Ah, încă o cutie de mazăre. Biscuiți digestivi și un detergent de vase. N-am găsit altul, la primul care l-am găsit. E o prostie, e unul ieftin, dar nu știu, să vedem cum o să fie. Da, și cam astea-s cumpărături la Aldi. Săptămâna asta am făcut mai puțin cumpărături la supermarket, pentru că am făcut la piață. Iar astea au costat 13,64 lire. Sarea de la piață. Oho. Cristi, mergi cu bicicletă și tund iarbă. Hai, mamă, arată-ne. Uite, ți-ai făcut numai căpșune pe bluziță. Aia așa o să rămână pătată. Nu mai vrea. Acum, când m-a văzut cu telefonul că-l filmez, nu mai vrea să mă iau bicicletă. Și să plec din mașina de jos. Hei, hei, gălăgie, ușurel, mami, ușurel.